Vă salut, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vreau să fac un scurt videoclip în care să răspund la un mesaj lăsat de un urmăritor în care mă întreba cum să seteze un invertor dacă are baterii la el să treacă automat pe baterii atunci când se ia curentul de la rețeaua națională. Acesta este un invertor hibrid. Eu îl folosesc pe post de invertor off-grid, adică să lucreze cu bateriile și cu panourile fotovoltaice și atunci când se va lua curentul să mi lucreze doar cu baterii sau cu panouri. Setările se află în invertoare, deci la toate invertoarele off-grid o să găsiți o multitudine de setări pe care dumneavoastră o să le alegeți în funcție de preferință. De exemplu, să treacă pe baterii doar când se ia rețeaua națională, în schimb să nu le folosească, doar să le țină încărcate, să le folosiți prioritare sau prioritare să fie panourile. Deci aveți o grămadă de funcții în setări acolo cu care vă puteți juca după placul dumneavoastră. Așa că dacă aveți un invertor off-grid sau hibrid, la acela puteți seta funcțiile cum să lucreze cu bateriile. Este foarte simplu, nu vă trebuie niciun switch transfer sau ATS pentru a face lucrul acesta, doar să umblați în setări, să stați atenți. Dacă nu l-aveți traduse în limba română și nu știți engleză, căutați pe Google că aveți acolo translator și o să traduceți setările care vă interesează, să știți cum să le accesați. Cam asta vreau să vă spun despre aceste invertoare off-grid, că puteți să faceți setările exact cum vă doriți, să ia și din baterii și din panouri, sau doar din panouri, sau doar din baterii, sau doar din rețea. Este foarte simplu, doar să accesați setările care trebuie, să citiți bine manualul de instrucțiuni. Cam asta este tot. Dacă mai aveți întrebări, adresați-le, lăsați-le în comentarii, eu o să încerc să răspund pe cât de repede pot. Asta e. La cei care comentează aiurea, n-am ce să le mai zic, că deja nu mă mai interesează. Nu sunt profesionist de meserie. Eu expun întâmplările pe care le întâmpin eu, ca și ceilalți urmăritori să le știe în caz de se lovesc și ei de aceste probleme. Vă salut și vă doresc o zi minunată!